Salutare, vreau să vă prezint un fișier pe care l-am creat împreună cu colegii mei. Un fișier care poate pe mulți dintre voi vă ajută cu siguranță să înțelegeți anumite costuri și anumite etape din construcția unei case a frame. În acest fișier, tot ce trebuie să faceți este să introduceți un nume pentru proiect. Aici avem o casă 6 pe 8. O să facem încă o încercare pentru o casă 8 pe 10. Și avem două taburi de modificat. Aici vom pune lățimea casei. Iar dincolo vom pune lungimea casei, adică 10 metri. Și vedeți, automat s-au modificat uh, atât înălțimea casei. Noi am trecut aici, din motive estetice, înălțimea cabanei va fi minim egală cu lățimea cabanei. Uh, bineînțeles, dacă se dorește modificarea înălțimea cabanei, sigur se poate. Uh, mai jos aveți o listă de suprafețe. O suprafață construită, suprafață construită la sol, 80 de metri pătrați. Avem o suprafață construită la mansardă și încă una la mansardă în cazul în care nu se dorește gol peste living. Noi luăm în considerare și cu gol peste living și uh, cu dormitor peste living. De asta avem și două suprafețe desfășurate, una de 120 de metri pătrați, uh, încă o suprafață desfășurată de 100 de metri pătrați, o suprafață utilă la parter iar la mansardă în același mod două suprafețe utile dacă avem unul sau două dormitoare și vom avea o suprafață utilă totală cu două dormitoare sau cu un singur dormitor. Fișierul acesta pe lângă aceste suprafețe vă dă și prețul, prețul materialelor. Este un preț estimativ. Noi v-am dat aici anumite prețuri luate direct de pe internet și pentru lemn am considerat un preț de 1800 de lei metru cub lemn uscat în uscător. Așa că materialele la roșu pentru acest model de casă 8 pe 10 vor fi undeva la 9450 de euro. La ce materiale ne referim? Sigur, în al doilea tab o să aveți pe lângă acele suprafețe, veți avea și materialele. Vom detalia în acest video materialele. Aveți parte de fundații, piloni, parte de planșeu peste piloni, planșeu de la cota minus 005, mai apoi avem structura de lemn a acoperișului, planșeu peste parter. Am considerat un planșeu peste living și în același timp și peste partea din spate. La suprafața de PVC aici nu o aveți inclusă în preț, aici aveți doar o cantitate. Am considerat că atât frontonul principal cât și frontonul secundar sunt doar din sticlă, nu sunt incluse în preț. Mai apoi avem zidurile de la parter, zidurile de la mansardă în cazul în care avem două dormitoare și sistemul de tablă de acoperiș. Pentru că foarte mulți dintre voi ne întreabă care ar fi prețul, am decis să creăm acest fișier, dar nu gratis, și să puteți avea acces să vedeți cam cât ar costa. Bineînțeles, puteți să modificați prețurile, puteți să cereți alte prețuri ca să vedeți. Noi am trecut și elemente de îmbinare, adică colțare metalice, șuruburi, tratamentul lemnului și așa mai departe. Iar în al treilea tab aveți și varianta cu fundații izolate, care nu am inclus-o pe prima pagină, dar puteți să o vizualizați aici, nu puteți să modificați. Formulele de calcul sunt restricționate, nu le puteți, nu le puteți folosi, dar aveți fișierul și aveți aici cantitățile de, de lemn, de OSB, de vată, de tablă, iar pe celelalte pagini aveți și celelalte cantități. Acest fișier este disponibil fie la noi pe site, fie pe TikTok, fie pe YouTube și puteți să-l cumpărați din fiecare platformă în parte. Și dacă aveți întrebări, nu uitați să ne contactați, aveți datele noastre de contact pe site, o să vă scriu aici și adresa noastră de e-mail contact .ro, iar sub voi trece numărul de telefon 0745 259 044 și dacă doriți să ne contactați fie pentru mai multe detalii, fie pentru un proiect tehnic, vă stăm la dispoziție. Vou muito sumir.